Începând de astăzi, timp de 3 zile, Slatina redevine capitala sportului minții. Șahiștii din toate colțurile țării s-au reunit la Slatina în cadrul turneului de șah, a treia ediție, și adună la start concurenți atât copii cât și adulți iubitori ai sportului minții. Astăzi și în următoarele două zile se va desfășura la Biblioteca Județeană Ion Minulescu, ca gazdă a acestui turneu, a treia ediție a turneului de șah al Slatinei. Avem un număr de 36 de participanți, conform regulamentului, pe două secțiuni de vârstă, până la 14 ani și adulți de la 14 ani în sus. Avem un arbitru național afiliat la Federația Națională de Șah. Concurenții vor intra în competiție în funcție de categoria la care s-au înscris. Avem patru grupe, deci 4 premii 1, 4 premii 2, 4 premii 3. Deci astea sunt patru categorii. Andrei, ai mai participat la turneu de șah? Acesta din Slatina nu am mai participat la școală. De cât timp joci șah? Vreo 4 luni. De 4 luni? Da. Și deja ești la un turneu? Da. Cum ai descoperit șahul? A fost mai mult o propunere din partea mea la sfârșit de an. De când joci șah? La început am jucat un an, după care am luat o pauză și am jucat așa, m-am revenit acum, am început să joc din nou. Dar la competiție ai fost? Niciodată. Turneul acesta este primul? Da. Și ai și un obiectiv? Să câștig dacă se poate, dar da, să mă clasez printre primii dacă se poate. Anul acesta, greva profesorilor a afectat și turneul de șah. Mulți dintre participanții care și-au anunțat prezența nu au mai putut ajunge. Noi aveam cazare aranjată cu Liceul Minulescu. Liceul Minulescu nu ne poate primi din cauza că este greva și atunci mulți au renunțat la participare. Au fost peste 45. Printre cei care nu au mai ajuns se numără și câștigătorul de anul trecut al turneului. Premiile puse în joc sunt unele simbolice. Turneul de șah de la Slatina nu are sponsori.